Ei, salutare și bine ați revenit la un nou episod din Polițiști vs. Cetățeni. Astăzi vom analiza și vom trata problema interpretării legilor. O vom analiza și o vom trata strict din punct de vedere teoretic. Și o voi face în stilul meu caracteristic, în speranța că veți înțelege foarte bine ce înseamnă acest proces și cum se realizează el și de către cine, evident. Dar, înainte de toate, să fac așa o mică introducere. Am decis să fac acest material video pentru că am auzit în ultimii ani de zile de foarte multe ori pe foarte mulți dintre dumneavoastră spunând: domnule, că legea este interpretabilă, că o lege nu este bună, că este interpretabilă, că interpretezi legea, am mai văzut pe la televizor, pe la diverse emisiuni de asta, unele cu temă politică, altele, de fapt mai toate au temă politică, în fine. Diversi analiști politici, diversi oameni de cultură, rare ori juriști sau oameni cu studii juridice la bază, de cele mai multe ori vorbitori, câini care la traiurea de dragul ratingului. Și îți dai seama, toată lumea își dădea părerea acolo, pe la diverse emisiuni cu rating mare, astfel încât să creadă privitorul: mamă, ce deștepți sunt ăia. Când, de fapt, în realitate, ei vorbeau despre... băteau câmpii. Foarte rar am constatat, de câte ori m-am uitat eu, poate voi v-ați uitat mai des și ați constatat mai multă. Eu, în puținele dăți, când, spre nefericirea mea, am nimerit pe un astfel de, la o astfel de emisiune, inevitabil am zis, hai să ascult, poate, de data asta, deși de 30 de ani, după Revoluție încoace, nu am auzit să fie ceva interesant pe la televizor, hai poate de data asta găsesc, aud ceva. Din păcate am fost dezamăgit de fiecare dată. Rare ori mai scotea cineva câte o perlă, de o perlă juridică. În rest, opinii, păreri, eu cred că băi Andreea, băi Mihaela, băi Raluca, măi știți, eu aș face, nu știu, bun, odată și pentru totdeauna, hai să vedem ce înseamnă interpretarea unei norme juridice sau interpretarea unei legi. Interpretarea unei norme juridice, interpretarea legii, reprezintă un proces intelectual de stabilire a sensului clar a actului normativ în cauză, cu scopul de a-l aplica în mod corect. Cu alte cuvinte, interpretarea unei legi are rolul de a determina ce a vrut să spună legiuitorul acolo, în actul respectiv, actul normativ respectiv. De ce? Ca să se poată aplica în mod corect și just acel act normativ. Asta înseamnă interpretarea unei legi, adică înțelegerea textului, înțelegerea legii, articolului, alineatului, literei respective, din legea respectivă. Asta înseamnă. Deci nu este ceva ceva de science fiction, nu este ceva ce doar noi juriști învățăm în facultate și restul plebeii prostimea, da? Domne, nu, să nu știe aia. Nu este niciun secret. Și informația o am din cartea domnului profesor universitar doctor Costică Voicu. Da? Cartea aia de TGD pentru studenții de la drept. Și salutări, n-am să-i dau numele, cu ocazia asta vreau să salut o scumpă domnișoară care m-a urmărit și a prins drag de drept. Se pare că am influențat-o, îmi place mie să cred, și s-a apucat de facultatea de drept și urmează să treacă anul 2. Și cu ocazia asta, scumpă mea, te salut. Bun, revenim la oile noastre. V-am mai spus și cu o altă ocazie într-un alt material video despre teoria generală a dreptului. Există mai multe tipuri de interpretări. Ele se clasifică în două mari părți. Interpretarea, după cum scrie și în carte, oficială și neoficială. Interpretarea oficială sau obligatorie este cea realizată de către organele de stat care au atribuții fie în procesul elaborării normelor juridice, fie în procesul aplicării acestora. Organele care elaborează acte normative procedează în unele cazuri la interpretarea normelor juridice prin acte normative interpretative. Nu interpretabile, interpretative. Adică acte juridice de interpretare. Bun. Ce înseamnă chestia asta?
În mod normal, așa ar trebui să fie absolut toate normele juridice. Chestia asta înseamnă că, în momentul în care legiuitorul, că este parlament sau că este guvern, elaborează un act normativ, lege sau ordonanță sau hotărâre de guvern, în textul acestora, el, legiuitorul, introduce definiția unor termeni folosiți în acele acte normative. Și vă dau un exemplu. Avem codul penal. Codul penal, în partea generală a codului penal, a noului cod penal, se termină cu definiția unor termeni și expresii. Deși ar fi trebuit să fie pe la început, dar în fine. Legea armelor și munițiilor, legea 295/2004, actualizată, începe cu definiția unor termeni și expresii folosite în acea lege. Legea 47/2006, actualizată 2020, legea protecției vânătorii și protecției fondului cinegetic, începe cu o definiție, printre care este definită și infracțiunea de braconaj, care trebuie coroborată cu articolul 42 litera Q. Cu ocazia asta, mare atenție, stimați polițiști, stimați pasăși de vânătoare, care vă uitați, stimați vânători, etc. Faptul că un trăgător, un sportiv de tir cu arc, un arcaș, se trage cu arcul la țintă pe un fond de vânătoare, degeaba lătrați voi în amiaza mare, sus și tare, că ăla a comis infracțiunea de braconaj, pentru că el trebuie să urmărească scopul prevăzut în definiție, acela de a prinde, de a urmări sau de a dobândi sau captura vânatul. Dacă scopul prezenței sale pe fond de vânătoare cu arcul, cu săgeți, este acela de a se antrena la țintă, v-aș spune eu pe românește cum se numește chestia asta, dar ar însemna o jignire și ar fi publică și nu vreau să instig lumea la a jigni, ci pur și simplu la a gândi logic și a realiza unde poate greși și unde e loc de îmbunătățire. Drept urmare, sunteți liberi să aplicați legea după cum o interpretați dumneavoastră, dar cartea asta, în cazul în care n-ați auzit niciodată de teoria generală a dreptului, vă învață cum să interpretați în mod corect și în ce constă interpretarea corectă a unei legi. De asemenea, avem interpretarea neoficială, care reprezintă activitatea de interpretare a normelor juridice efectuată de analiști din domeniul dreptului, practicieni și teoreticieni ai dreptului, cuprinsă de regulă în opere științifice, tratate, cursuri universitare, ori în reviste de specialitate. Mai este denumită și interpretarea doctrinară. Ei bine, cu această interpretare, întrucât ea este realizată, repet, de către analiști din domeniul dreptului, adică practicieni, teoreticieni, practicieni și teoreticieni. Bun. Aceasta, din punctul meu de vedere, de fapt, eu nu sunt de acord cu această interpretare. Nu ar trebui să existe. Dar, întrucât ea există, că este imposibil să ai doar o interpretare oficială, că legiuitorul nu e atât de inteligent, nu posedă un minimum de inteligență legislativă astfel încât să realizeze că, bă, în momentul elaborării unui proiect de lege sau unui proiect de OUG sau de HG, hai să definim termeni, anumite cuvinte, anumite expresii, anumite termeni pe care noi îi folosim în actul normativ al nostru. Nu, ei nu fac chestia asta. Ar fi fost minunat, dar trăim în România și ei pur și simplu, ați văzut vaca sau cei care sunt de la țară sau care în copilărie ați mers cu căruța trasă de cai. La un moment dat, calul se cacă în drum din mers. Ei bine, cam așa se întâmplă și în cazul ăsta. Și drept urmare, avem acte normative interpretabile, cum sunt acuzate, cum acuză foarte mulți dintre cetățeni. Drept urmare, ele vor fi aplicabile, vor fi considerate aplicabile de către autorități și inaplicabile de către cetățeni. Drept urmare, plus cu minus, în drept nu există, nu trebuie să existe. Trebuie să fie ori plus, ori minus, ori albă, ori neagră. Ori da, ori nu. Ori dreptate, ori injustiție. Sau nedreptate. Bun. Revenim. Avem câteva metode ale interpretării normelor juridice și una dintre ele, prima de altfel, este metoda gramaticală. Ea constă în folosirea procedeelor de analiză morfologică și sintactică a textului normei juridice, pornindu-se de la înțelesul cuvintelor și expresiilor folosite, de la legătura dintre ele, de la construcția propoziției și frazei juridice. Deci iată, este prima
metodă a interpretării unei norme juridice. Bine, pentru cei care nu știu, mai tot ce scrie în TGD, în cursul de TGD, se găsește în legea 24/2000 privind normele elaborării, elaborarea normelor tehnică legislativă. Tehnica elaborării normelor legislative. M-am încurcat, îmi cer scuze. Bun. Deci avem metoda gramaticală. Adică, reiau, ce spune aici? Folosirea procedeelor de analiză morfologică și sintactică a textului normei juridice. Adică, tu, ăla care interpretezi o normă juridică, trebuie să ai niște cunoștințe de gramatică și de sintactică a limbii române. Da? Ca să poți analiza textul legii. Că dacă tu ești bâtă și ți-a plăcut mai mult să te duci la bar sau să joci barbut în timpul orelor, chiulind de la acestea, în special de la limba română și materiile importante, esențiale pentru un individ în viață, părerea mea, logic că nu vei ști ce e gramatică, ce e interpretare morfologică, ce e analiză sintactică. De sintaxa frazei ați auzit? Cred că puțin în momentul de față și peste ani și ani din ce în ce mai puțin spre deloc. Dar nu este problema mea să judec ceea ce se predă în școală sau felul în care, sau cât de bine învață elevii, studenții. Da? Bun, revenind. Deci iată că avem metoda gramaticală. Ce înseamnă practic chestia asta? Înseamnă să analizezi sensul fiecărei virgule, fiecărui punct, fiecărui semn, fiecărui semn de punctuație, fiecărui punct și virgulă. Da? Dacă avem fiecare conjuncții, că avem conjuncții coordonatoare, că avem conjuncții subordonatoare, coordonatoare copulativă, subordonatoare, da? E, dacă avem și cu rol de conjuncție coordonatoare sau și cu rol de conjuncție subordonatoare. A? Dacă avem virgulă pusă înainte de și, înseamnă, vă zic eu un mic secret din gramatica limbii române, dacă ai virgulă înainte de și, mai mult ca sigur și are rol de conjuncție subordonatoare. Ceea ce înseamnă că leagă o propoziție secundară de una principală și nu ai două propoziții principale în aceeași frază. Ai prima, probabil, principală și următoarea, începută cu și, da? Subordonatoare. E, iată că, într-o astfel de situație, ne putem afla în fața unei situații, mă repet, în care informația ce rezultă din propoziția subordonatoare, da? Este condiționată de existența propoziției principale. Adică, dacă nu se întâmplă ceva din prima propoziție, nu se întâmplă nici din a doua. Dacă am avea două propoziții principale în textul unei legi, da? La un aliniat sau la un articol, ar însemna că, dau un exemplu pe care l-am întâlnit, înseamnă că acele două condiții nu sunt legate între ele. Deci putem avea ori situația aia, virgulă, ori situația ailaltă, da? Dar același lucru se poate întâmpla și în situația în care avem o propoziție principală și una subordonată, da? Ei bine, o propoziție secundară, îmi cer scuze. Ei bine, putem avea o condiție în prima propoziție, în cea principală, și o altă condiție în propoziția secundară. Dar lucrurile astea n-ai de unde să le știi dacă nu ai învățat gramatica limbii române. Dacă nu ai învățat-o tu, nu că nu ți s-a predat. Probabil ți se predă, dar nu ești tu atent sau nu vrei să înveți, că ești gică contra. Da? Și iată că, deci încă o dată fac mențiunea că metoda gramaticală de interpretare a unei legi este principală, este prima. Prima metodă de interpretare a unei norme juridice. Da? După aceea avem metoda sistematică, ce constă în lămurirea sensului unor norme juridice a unui text normativ prin coroborarea acestei norme sau acestui text cu alte dispoziții normative aparținând aceleiași instituții juridice sau ramuri de drept. Vă dau un exemplu ca să înțelegeți. Nu poți aplica partea specială a codului penal dacă nu știi partea generală. Nu poți aplica partea specială a codului penal dacă nu ai codul de procedură penală. Ați înțeles? Deci, și un exemplu un pic cam tras de păr, avem legea vânătorii 407/2006, acolo se folosește noțiunea de arc, infracțiunea de braconaj cinegetic, constând în pătrunderea pe un fond de vânătoare, având de asupra ta un arc. Dar nicăieri în textul legii 407/2006 nu este definită noțiunea de arc. Poate să fie arcul de la pix, n-am un pix aici,
arcul de la brichetă, da? Poate să fie arcul de la suspensia mașinii, arculețele, la arcurile lamelare, cred că mă exprim corect, de la un ceas mecanic. Pe ce am făcut? Înseamnă că sunt infractor? Nu. E, și această lege a vânătorii este legată de legea armelor, unde se deduce sensul cuvântului, sensul expresiei arcul săgeți. Sau înțelegem ce vrea să spună în legea armelor când vorbim de arcul cu săgeți, da? E, se coroborează cu, este strâns legată de legea vânătorii, unde spune, domnule, pătrunderea cu un arc. Dar vrei să fii gică contra, te duci în instanță și spui, domnule, onorată instanță, să spune că tu ești polițistul plin de zel, care vrea să facă justiție oarbă. Spune, onorată instanță, stimate procuror, ăsta avea un arc, legea este surdă, legea e oarbă, nu spune, și aia avea asupra sau un arc, da. Zice că constituie infracțiune de braconaj, să intre pe fond de vânătoare cu un arc asupra sa, nu spune de care arc. A intrat cu mașina de aia, are patru, cel puțin patru arcuri pe suspensie, nu mai vorbim de alea de la motor, de la arcurile supapelor, da? E infracțiune gravă, gata, ăsta e mare infractor. Ați înțeles prostia?